Bună draga mea, sunt Luna Ala. Marte va fi învărsător, adăvându-ți niveluri de energie dinamice, dar neregulate. Acest lucru te poate conduce la realizări prin tactici dure și expresia impersonală a furiei. Venus va fi alături de gemene începând cu 3 aprilie. Cu alte cuvinte, va fi cu un deget în fiecare plăcintă. Curiozitatea te va motiva la nivel romantic și social. Varietatea este condimentul vieții și va fi atitudinea ta de acum încolo. Vei fi social comunicativă și interesată. Partea de umbra tranzitului este nesăbuința. Jupiter va intra în tandrețuri cu Pluton începând cu 4 aprilie. O nevoie sporită pentru întreprindere aventuroase sau riscante îți va fi alături o vreme. Beneficiile pot veni acum prin intermediul autorităților sau al guvernului. Acesta poate fi un moment ambițios în care dorința de succes este deosebit de puternică. Capacitatea de balansare sau convingere poate fi Fii îmbunătățită. După cum vezi, astrele sunt optimiste. Hai să aflăm la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec, este important să nu pierzi momentul în care îți vei putea demonstra talentul. Într-adevăr, în cazul unei prezentări reușite, credibilitatea și popularitatea ta vor crește semnificativ. Farmecul tău personal te va ajuta în rezolvarea problemelor profesionale. Miercuri este posibil să ai ocazia să-ți dai seama care este prietenul tău adevărat și cine este doar un amic, iar descoperirea poate să te surprindă. În a doua jumătate a săptămânii, concentrează-te asupra familiei. Duminică este mai bine să faci treburile casnice acumulate. Se întâmplă adesea că viața ta este mai bogată și mai neașteptată decât ți se părea înaintea. Nu sta acasă luni pentru că poți întâlni o persoană interesantă. Încearcă să-ți petreci weekendul cu cel ales. Pentru tine, stelele au vești grozave. Săptămâna este menită să iubești și să te bucuri de dragoste. Fie provizionată cu contraceptive, lubrifianți și mâncăruri delicioase pentru a-ți menține puterea și disponibilitatea. Pune deoparte toate lucrurile care te deranjează. Emoțiile nu se vor sfârși niciodată, dar o perioadă atât de reușită pentru tine nu apare atât de des. Este mai bine să nu planifici întâlniri și negocieri serioase, deoarece îți va fi greu să convingi pe cineva cu intențiile tare. În plus, acum ești prea emoțională. Chiar Cheltuielile neașteptate sunt probabile duminică. Poți fi foarte îngrijorată de sănătatea în ciuda faptului că, în opinia astrelor, nu vei avea motive pentru prea multă îngrijorare. Nu încearcă să citești articole mai puțin populare cu orientare medicală și paramedicală. Cel mai probabil, acest lucru va reduce gradul de tensiune. Cu alte cuvinte, nu mai pleca urechea la toate zvonurile. Dacă ai motive să crezi că cineva este gelos pe tine, îți dorește răul și poate chiar încearcă să-ți dăuneze cu ceva, puneți o bijuterie de agat. Printre proprietățile acestei pietre se numără cele care permit mineralului să-și protejeze proprietarul de atacurile energetice și să ia energie negativă asupra sa. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Taur dacă încerci să faci ce este mai bun, dar nu se dovedește ca întotdeauna, acesta este un semn că nu înțelegi destul de bine ce ce faci de fapt. Nu te pulvereza pe flacuri, setează-ți un obiectiv specific. În prima jumătate a săptămânii nu trebuie să petreci mult timp pe internet. Comunicarea virtuală amenință că îți va îndepărta emoțiile de la cele reale. Este posibil ca sâmbătă va trebui să lucrezi, dar duminică te vei distra din plin. Miercuri, o întâlnire romantică te poate încânta. Cu toate acestea, nu grăbi lucrurile, executând o presiune subconștientă asupra persoanei iubite. În timpul mesei festive de duminică, toate obstacolele din relație promit să dispară. Îți este strict interzis să te concentrezi asupra propriului corp și a senzațiilor. În caz contrar, vei fi sfâșiată de realitate și vei uita de partener. Ca atare, el te poate jigni serios. În general, de îndată ce observ că te concentrezi prea mult pe căldura plăcută din interior sau chiar pe punctul de a înnota în gânduri, începe imediat să strigi cu voce tare. Te vreau, te vreau acum! Sexologii spun că ajută. Uneori, riscul plătește bine, dar săptămâna aceasta merită să fii atentă, mai ales marți și vineri. Aceste zile nu te vor ajuta să-ți consolidezi stabilitatea financiară. Ființe lapte și răbdătoare, nu încerca să înșeli soarta, iar atunci poți fi calmă pentru situația ta financiară. Ar trebui să fii mai atentă la modul în care mușchii tăi răspund la stres. Stelele spun că este posibil să suferi dureri în cele mai neașteptate locuri pentru tine. Cu toate acestea, dacă te vei gândi puțin, vei vedea că totul nu este întâmplător, ci firesc și este cauzat doar de acțiunile tale nepăsătoare sau prost concepute. Ai grijă de tine. Dacă începi să observi o iritabilitate crescută în spatele tău, poartă bijuterii cu labradorit. Această piatră ajută proprietarul să obține reținerea. Labradoritul protejează de asemenea casa de oaspeți neinvitați și familie de certuri. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Gemen Stelele îți promit o schimbare plăcută în viața personală. Te poți cufunda într-o nouă romanță pasională, o persoană pe care anterior o considerai doar un prieten te va recunoaște în dragoste. Nu trebuie să te îndoiești de propriile forțe și de farmecul tău. Da, ești capabilă să întorci capetele. În domeniul profesional vei găsi de asemenea succes, oferte rentabile și profit suplimentar. Soarele strălucește puternic la orizontul iubirii tale. În cuplu domnește o armonie completă. Astfel vei fi bombardată cu cadouri, complimente, cuvinte blânde, poate chiar o ofertă pentru mână și inimă. Stelele spun că iubitul tău va fi deosebit de generos, nu numai pentru complimente și pentru mângâierile oferite de tine, ci și pentru mai multe lucruri materiale. Folosește această predicție pentru a-i cere jumătății tale ce ai dorit de atâta timp. El îți va fi oferit chiar mai mult decât ai cerea. Doar să fii sinceră în afecțiunea ta, să mergi înainte și nu datorii. În prima jumătate a săptămânii sunt posibile încasări în bani. Ideile tale vor fi apreciate. Te poți aștepta la oferte interesante care te vor introduce în cercul oamenilor bogați și celebri. Astrele îți recomandă să faci prevenirea bolilor stomacului și ale sistemului digestiv în ansamblu. Lucrează la dieta. Este clar că ceva trebuie îmbunătățit. Stelele sugerează că chiar și schimbările mici vor avea acum un efect pozitiv vizibil. Doar câțiva pași în direcția corectă și te vei simți mai bine și, cel mai important, vei arăta mai bine. Cel mai probabil, perioada va fi ușoară și plăcută pentru tine, mai ales dacă purți bijuterii din ștras. Această piatră de nepăsare și îți permite să tratezi totul cu umor. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Rac, încă nu ești încrezătoare în tine? Alungă astfel de îndoiel de la tine. Ai suficientă energie pentru a-ți atinge obiectivele profesionale. Revin la afacerile neterminate și încearcă să elimini inexactitățile apărute în timp. La începutul săptămânii poți primi veștile mult așteptate care te vor mulțumi. Vineri este favorabilă pentru călătorii. În weekend persoana iubită îți va oferi ceva special. Într-o relație de dragoste ar trebui să arăți delicatețe, calm și toleranță. Ai o mulțime de șanse de a te apropia de cineva. Dacă ai dorința de a merge într-o călătorie, nu ezita, vei avea o experiență de neuitat. Uite de tot felul de excese. În zilele următoare va trebui să te concentrezi exclusiv pe sărutări. Apropo, este posibil ca în această săptămână să fii surprinsă să vezi că, de fapt, nu ești capabilă să săruți cu pasiunea. Ia acest lucru în serios și elaborează cel puțin trei tehnici noi. Folosește partenerul tău pentru a avea un stimulator minunat. Situația financiară va fi stabilă. La locul de muncă, opiniile tale sunt valoroase, așa că autoritatea ta crește. Stelele nu-ți recomandă să urmezi o dietă strictă și să te limitezi semnificativ la alimentație. Mâncarea va trebui să fie completă și variată. Totuși, acest lucru nu înseamnă că poți pune în gură orice. Alege produse de bună calitate, pregătește mâncăruri sănătoase. Gătitul la domiciliu este mai de preferat pentru tine decât ceea ce oferă alimentația publică. Dacă vei lua masă sau cina într-o cafenea sau un restaurant, restaurantul ar trebui să aibă o reputație impecabilă. Este posibil că este timpul să încerci o nouă bijuterie sau poate că aștepți un cadou frumos de la alesul tău. Fie că îi sugerezi, fie îți cumperi, alege de Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Leu, ești predispus să te duci prea departe și să renunți la ceea ce ai început fără să termin. Cu toate acestea trebuie să te concentrezi pe un lucru. Cu o combinație reușită de circumstanțe vor fi mai mulți bani și vei găsi drumul cel bun. Joi ai grijă de tine, nu-ți pune pe umeri o povară excesivă atât la serviciu cât și acasă. Copiii te vor încânta cu succesele lor. Săptămâna este destul de prosperă în domeniul vieții personale, cu condiția să nu fii geloasă și să nu lupți cu morele de vânt. Miercuri și duminică sunt cele mai bune zile pentru întâlniri romantice. Vei fi înconjurată de atenție și grijă. Dacă înțelegi că ai un parcurs prestabilit, iar relația ta, inclusiv cea erotică, seamănă tot mai mult cu o schemă cu pauze îndelungate, săptămâna aceasta ai șansa de a trece prin și de a ieși din cerc. Fă ceea ce nu ai făcut niciodată și nici nu ai visat. Ar trebui să fie o aventură frivolă sau un act riscant și parțial chiar tabu în pat. Dar fă ceva! Luni sunt posibile noi încasări în bani. Marți trebuie să treci un test sau examen. Vei avea stabilitatea financiară. gândești te la cumpărăturile necesare pentru sfârșitul de săptămână. În zilele următoare ar fi bine să schimbi situația cel puțin temporar. Acest lucru ar trebui să fie făcut fără a fi obosită mai mult decât de obicei. Ești angajată într-o rutină? Acest lucru este rău atât pentru sănătatea fizică cât și pentru cea psihologică. Iați o zi liberă și mergi undeva. Mai bine singură să te odihnești nu numai de lucruri și evenimente familiare, ci și de oameni. Atenție la bijuteriile cu smaralde. Purtându-le vei înceta să mai experimentezi stres și anxietate de neînțeles. Și nu-ți fie teamă să strici relația cu vechii prieteni. Este posibil să obții și alții noi. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Făcioara va apărea un moment favorabil pentru a schimba viața în bine. Este recomandabil să lași deoparte problemele vechi și să te concentrezi pe idei noi. Străduiește-te pentru independența în afaceri și pentru libertatea creativității. Joi este mai bine să te abții de la o activitate viguroasă și o inițiativă excesivă. Vineri poți conta pe ajutorul și sprijinul prietenilor. Weekendul te va distra. Viitorul tău depinde de acțiunile tale de la începutul săptămânii. Nu evita o decizie importantă dacă simți că este timpul să o iei. Joi este o zi bună pentru discuții din toată inima. Trebuie să decizi asupra unui compromis care ți se potrivește ție și alesului tău. Te va interesa cel mai important și cel mai prozaic organ din viața umană, adică majestatea sa stomacul. Dacă îți place să fii hrănită satisfăcător și gustos și chiar și în restaurante de primă clasă, atunci așa să fie. Poți fi de acord cu grație pentru a continua inevitabil în pat. Situația financiară este stabilă, dar există probabilitatea unor cheltuieli neprevăzute, dar importante și necesare. Cu toate acestea, nu-ți vor submina bugetul. Încasările în bani sunt posibile joi. Sâmbătă este o zi bună pentru cumpărături și achiziții pentru casă. Ar trebui să ai grijă de ochii tăi dacă nu vrei probleme de vedere. Nu-i supune sarcinilor crescute. Relaxează-ți adesea ochii, închide-i, de exemplu, atunci când te odihnești câteva secunde. Încearcă să clipești mai des. Seara merită să pui felii de cartof crud sau castraveți, tampoane de bumbac înmuiate în frunze de cea de mușețel. Exercițiile speciale sunt utile pentru ochi. În timpul vizitelor la magazinele de bijuterii, probabil că vei acorda atenție unei varietăți de lucruri mărunte decorate cu cristal de stâncă. Prețul acestor produse este probabil să fie foarte atractiv. De deci ce să nu cumperi nimic pentru tine sau ca un cadou? Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Balanța. Vei crede uneori că totul este imposibil, dar trebuie doar să-ți dorești cu adevărat. Marți cel mai probabil te vei regăsi la locul potrivit, la momentul potrivit, iar problema va fi eliminată de pe ordinea de zi. La serviciu, fii atentă la îndatoririle tale, nu pierde din vedere lucrurile mici. În weekend, fă o pauză din agitație și acceptă oferta unei persoane dragi să te răsfețe puțin. Poți fi puse în fața unei alegeri dificile. Ei bine, intuiția nu te ajută, parcă te regăsești într-un fel de triunghi al dragostei. Înainte de a arunca acuzații, gândește-te care este motivul. Nu încearcă să-l suni pe cel ales pentru o conversație sinceră, menținând în același timp autocontrolul. Pentru tine, argumentul decisiv în întrebarea da sau nu din această săptămână ar trebui să fie reacția la mirosul persoanei care pune această întrebare. Dacă nasul reziste și din când în când se străduiește să se ridice împotriva voinței tale, ascultă-l și nu încerca să mergi împotriva intuiției. Dacă nările tale au început să plutească cu nerăbdare, chiar înainte să fie exprimată întrebarea, atunci de fapt știi deja răspunsul. Încercări te așteaptă, dar poți ieși din ele cu onoare și îți poți consolida autoritatea. Marți este o zi bună pentru cumpărături și achiziții. Miercuri sunt posibile venituri financiare bune. La sfârșitul de săptămână poți primi un cadou scump. Acum ești vulnerabilă la infecții, în principal infecții aeriene. Stelele îți recomandă să eviți vizitarea rudelor bolnave ori de câte ori este posibil și să eviți locurile aglomerate în care este atât de ușor să te infectezi de la un simplu strănu străin. Pentru a-ți consolida sistemul imunitar, ia lăptișor de matcă sau 10 picături de antioxidita în fiecare zi. Ai grijă cum te îmbraci. În mod evident, nu vei răni pe nimeni dacă îți vei afișa zâmbetul. Iar ca să zâmbești mai sincer și mai des, poartă o pal la gât sau la încheietura mâinii. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Scorpion! Te așteaptă la colț succesul în afaceri, creșterea carierei și profituri semnificative. Toate investițiile tale vor plăti prețul. Mai mult decât atât, sume de bani ți se vor adresa aproape fără efort pentru că abilitatea și reputația ta vor funcționa pentru tine. Dorințele pot fi acum îndeplinite, așa că nu-ți fie frică să visezi. Vei obține exact ceea ce te străduiești. Vei găsi o întreagă expoziție de artificiu de sentimente, întâlniri și plăceri. Bucură-te și nu uita să-i mulțumești celui care îți de lui. Poți afla costul hibernării, deci acum poți plăti frivolitatea și limba lungă. Este posibil ca partenerul tău să afle despre unele farse și poate chiar să decide să te pedepsească. Totuși, de ce să nu-ți diversifici jocurile de pat cu ceva ușor? Săptămâna este favorabilă financiar, poți primi o sumă substanțială, chiar mai mult decât te aștepți. Succes vor avea operațiunile bancare, precum și jocurile de noroc. Poți câștiga bani buni. Știi perfect ce se întâmplă cu tine. Bine cum se tratezi asta sau acea boală pe care o ai. Dar nu crezi că timpul se termine, situația se poate schimba și ar fi frumos să obții o nouă imagine a stării corpului tău. Stelele spun că acum este perioada ideală pentru a fi supusă oricăror examene. Vei obține rezultate adevărate și complete. Încearcă să consulți un medic nou care nu-ți cunoaște diagnosticul pentru a obține o privire nouă asupra problemelor vechi. Ar trebui să-i oferi iubitului un cadou scump în aceste zile. Nu economisi bani pentru că sentimentele voastre sunt puternice și reciproce. În plus, acum ai ocazie să cheltui chiar și pe diamante. Ei bine, diamantele sunt pentru tine! Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Săgetător, Perioada aceasta va contribui la activitatea ta de afaceri, la implementarea de noi idei și planuri. Doar este de dorit să le analizezi din nou, să acorzi atenție și să elimini eficiențele înainte de a începe implementarea proiectelor. Încearcă să fii mai conectată cu tine, nu pierde timp cu chatul inactiv. Ar fi plăcut să-i mulțumești pe cei dragi nu atât cu prețurile mari, cât și cu cadourile necesare. Acordă o atenție deosebită vieții tale personale. Reține că locul tău de muncă permanent amenință să-ți complice serios relația cu persoana iubită. Este un moment bun pentru a începe din greșeală un duel comic-erotic pe balcon, bineînțeles, dacă îl ai deja vitrat și nu riști să îngheți singura, sau să aranjezi o distracție amuzantă pentru vecini. Alege pernele ca armă. Este foarte plăcut să cazi pe ele atunci când forțele luptătorilor se termină și este nevoie de o astfel de pauză activă și dulce. Săptămâna aceasta vei avea posibilitatea de a pune lucrurile în ordine și de a-ți crește veniturile. Luni și marți sunt posibile noi în casări în bani. Este posibil ca în weekend să fie nevoită să funcționezi, dar pentru o dublă recompensă. Dacă vei vedea un medic sau un cosmetolog, dacă intenționezi să găsești un terapeut de masaj, instructor sau nutriționist, începe să ceri informații de la rude, prieteni și cunoscuți. Decizia corectă pentru tine este acum să găsești un specialist la recomandare. Dacă din anumite motive acest lucru este imposibil sau pur și simplu nu a funcționat, așteaptă câteva zile, atunci șansele de a găsi persoana potrivită vor crește. Mai aproape de mijlocul acestei săptămâni vei primi cu siguranță o propunere interesantă. Deoarece cel mai probabil vei avea puțin timp pentru a cântări cu atenție avantajele și dezavantajele, folosește talismanul cu zirconiu. El te va ajuta să iei rapid decizia corectă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Capricorn! Săptămâna aceasta nu ar trebui să cauți profit. Doar fă-ți treaba și ajute pe ceilalți, dacă este posibil. Acum este nedorit să încep ceva nou, este mai bine să faci față problemelor vechi. Miercuri poate fi ziua cheia săptămânii, este foarte important să o petreci cu un sentiment de libertate interioară. Joi, partenerii îți pot oferi un proiect interesant care merită atenția. Ar fi bine să ai o întâlnire cu prietenii în weekend. Relația ta se schimbă clar. Dacă iubești o persoană, în încearcă să păstrezi tot binele pe care l-ai obținut. Joi și duminică nu merge prea departe cu extravaganța în comportament. Sâmbătă te așteaptă ispitele. Vei simți cea mai mare grabă în emoții atunci când gătești. Așadar, când gătești iubitului tău terci de ovăz sau fulgi de porumb, ori prăjești oule dimineața, încearcă să te termini rapid de gătit și treci repede la sex. Ei bine, nu pierde din vedere siguranța. La final, împreună puteți avea un mic dejun normal într-o cafenea aproape de muncă. Și aici, de grabă, tragi pe un scaun cât mai aproape. În sectorul financiar ar trebui să arăți minun de răbdare deoarece vești neașteptată și schimbări de personal te pot dezechilibra. Vineri sunt posibile încasări în bani mult așteptate care îți vor risipi oarecum starea de spirit plictisitoare. Vei avea suficient timp liber, astrele îți recomandă să cheltui cel puțin o parte din acesta pentru a avea grijă de sănătatea ta. Vizitează mediciul la care intenționezi să mergi de mai mult timp. Înscrie-te la sală și începe antrenamentele. Normalizează-ți somnul și, dacă este posibil, nutriția. Tot Ceea ce faci va duce la rezultate rapide și de durată. Nu rata ocazia. Nu ar trebui să te relaxezi acum. Trebuie să fii conectată tot timpul la evenimente, să fii informă și să fii pregătită pentru luptă. Dintre pietrele asistente în această situație, se pot sfătui în primul rând pentru crizolit. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Vărsător! Încearcă să nu te supraîncarci cu munca. Este mai bine să faci mai puțin în volum, dar mai eficient. Circumstanțele pot fi mai puternice decât tine. Animă-te, chiar dacă nu poți să realizezi ceea ce vrei. Trebuie evitate actele de erupție, iluziile, pierderile. Vineri poți fi încântată de o ofertă de afaceri profitabilă. În weekend, interesul crescut pentru problemele casnice și familiale, dar și soluția lor de succes nu sunt excluse. Vei avea șansa de a face pace cu persoana iubită dacă ai văzut în melancolie și nu ai vorbit cu el. Nu arăta egoism și încăpățânare, caută un compromis. În acest sens, vei aranja o adevărată atenționare pentru cel drag. Ei bine, poate nu în fiecare zi, dar mai exact de două ori o vei rezolva. Numai că ar trebui să nu uiți de principiul calitatea este mai bună decât cantitatea. În același timp încearcă să dormi suficient chiar dacă ai profitat de sex de plin. Adică începe forplay-ul cu mult înainte de miezul nopții. Este posibil să poți câștiga bani buni. Nu fi leneșe, ia inițiativa. Oferte financiare interesante sunt probabile luni, iar întâlnirile și semnarea contractelor vor avea succes joi. Pentru tine cel mai important va fi alimentația Regulată. Nu uita că există micul dejun, prânzul, gustarea după amiază, cină. O dietă sănătoasă sugerează că mâncarea este luată în porții mici, dar deseori, de până la șase ori pe zi. Încearcă să urmeze acest sfat. Mâncând o singură dată, în special după amiaza târziu, provoci un rău mare organismului. Stelele te sfătuiesc să acorzi atenție obiectelor de argint cu patena timpului, brățări, inele, broșe, pandative. Colierele largi cu stil geometric vor Arăta deosebit de impresionant pe tine. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Pești! implementează-ți planurile fără prea multă ezitare, chiar dacă colegii tăi au îndoieli față de succesul lor. Circumstanțele contribuie acum la adoptarea deciziilor serioase și responsabile. Bazează-te doar pe tine. Nu încearcă să-ți reconsideri relația cu familia. Poate că ai devenit prea temperată sau neatentă. Sâmbăta va fi cea mai favorabilă zi pentru tine, joi va fi defavorabilă. În zilele următoare, singurătatea îți va fi prietenul și aleatul tău, așa că nu te teme i hear Sâmbătă, visele și aspirațiile tale prețioase pot deveni realitate, doar nu-ți perea persoana iubită cu putere sentimentelor tale. Lumânări prinse în capul patului. Nu uita de tămâie, de exemplu, bețe de tămâie cu ulei de asomie, cu ișoare, lemn de santal. În timp ce acestea vor arde, toată puterea va fi concentrată în mâinile tale. Nu ar trebui să vorbești mult și mai ales să nu vorbești despre planurile tale de afaceri. Fie ca ele să devină mai întâi o realitate. Miercuri va trebui să cheltui bani pentru cadouri sau ceva pentru casă. Duminică nu trebuie să te simți obligată să împrumuți bani. Este posibil să constați umflături pe picioare, brațe, chiar și pe față. Stelele spun că ar trebui să-ți monitorizezi regimul de lichide. Dacă este posibil, trece la apă curată, necarbonată, fără aditivi. Reduc cantitatea de sare consumată deoarece contribuie la reținerea lichidelor în țesături. Este important să te miști cât mai mult posibil, în ciuda faptului că și mersul pe jos poate fi inconfortabil sau chiar dureros. Nu te grăbi nicăieri, doar la pas de mers. Precizia hărnicia, și alte trăsături de caracter extrem de lăudabile pe care vei avea tendința de a le arăta la locul de muncă, vor fi întărite de purtarea topazului. Această piatră îți va permite să-ți păstrezi o minte rece și clară. Apoi, sentimentele tandre te vor aștepta? Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!